Tudorel Toader este în război total cu sindicalitii din penitenciare, cine este omul negru? Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este într-un război total cu sindicalitii din penitenciare. Dei nu a dorit să dea nume, Tudorel Toader i-a acuzat pe cei de la Federația Sindicatelor ANP ce au fost pe funcții de conducere în administrația națională a penitenciarelor și nu au făcut nimic pentru a rezolva problemele. Avem penitenciare cu un grad de ocupare de 180 și altele cu un grad de ocupare de 110, ceea ce este foarte bine. Penitenciarul din Iași a trimis o temă de proiect către ANP, pentru construcția unui nou pavilion. Ne vom ocupa și de această problemă. La nivelul ANP-ului sunt aproape 13.000 de angajați și 3 sindicate. Cei care acuz reprezintă 1.000 de angajați din penitenciare. Se nu deme mai mult important decât se cuvine celor care fac aceste acuzai. Cei care astăzi fac afirmaii fără acoperire aveau funcții la nivel înalt în cadrul ANP. Cei care fac astfel de evaluări morale ilegale, să ne spun ce au făcut în perioada cât de ineau acele funcții, a explicat Tudorel Toader.